Înainte de anul 1944, prea puțini români s-au înscris în Partidul Comunist din România, mai ales fiindcă pentru sufletul românesc, comunismul nu făcea nicio coardă sensibilă să vibreze. Dar odată ce lucrurile au progresat și apartenența la partid a fost ridicată la rangul de valoare națională, populația a fost forțată să îmbrățișeze doctrina prin măsuri de constrângere. Abia după căderea lui Nicolae Ceaușescu în decembrie 1989, detaliile unei asemenea mișcări au fost aduse la cunoștința publicului. Țara Făgărașului, în perioada 48-57, anul în care au fost trădați luptătorii și prinși și închiși ulterior, iulie 1957, arestați, executați la Jilava prin împușcare, batalioanele de armată, mașinile de armată erau așa obișnuință pe străzile din pe ulițele satelor făgărășene, chiar și în municipiul Făgăraș. Oamenii s-au apărat, au fost uniți, dar printre ei, cum se întâmplă de fapt și astăzi, au fost persoane care au iubit mai mult bani, au iubit mai mult funcțiile, au iubit mai mult și-au folosit interesul personal în defavoarea comunității locale. Situația existentă în Țara Făgărașului, de fapt, a fost în toată România. Să nu dau un singur exemplu, munții Dobrogei, niște munți joși, dar acolo rezistența a fost de asemenea foarte dură și oamenii s-au apărat, au reușit să îi înfrângă. Rezistența anticomunistă a continuat de la 1944 până în 1962, când securitatea a reușit să anihileze și ultimile centre din munți. Conform dosarelor securității, existau aproximativ 1300 de grupuri anticomuniste răspândite pe teritoriul României. Aici, în zona Făgărașului și în munții Făgărașului, a fost practic epicentrul mișcării de rezistență armată anticomunistă. Și dacă ținem cont că România a avut cea mai îndelungată și cea mai amplă rezistență armată anticomunistă din toate țările foste comuniste, vă dați seama că practic aici avem o zonă cu totul specială. Grupul Carpatin Făgărășan este una din grupările înarmate care au luptat în munții Carpați împotriva regimului comunist din România. Numărul precis al acestora nu este cunoscut cu exactitate, deoarece în arhivele securității există doar tabele parțiale, care diferă de la an la an. Fundația Luptătorii din Rezistența Armată Anticomunistă a numărat peste 200 de grupuri. Membrii grupului Carpatin Făgărășan nu se considerau partizani, întrucât nu apărau niciun partid, ci haiduci, deoarece luptau împotriva sistemului comunist. Obiectivul lor era să reziste în munți până la izbucnirea unui al treilea război mondial, considerat a fi inevitabil, între forțele militare anglo-americane și cele sovietice. În acele momente, grupul Carpatin Făgărășan ar fi ajutat ofensiva anglo-americană la eliberarea României. Înainte duceam noi domiciliu obligatoriu, pe noi ne-a dus din nou prin Jilava și perioada de, așa zis, a fost mai grea aproape ca perioada de închisoare, cu excepția Gherlei, când am fost băgați la reeducare cu Surcanul. Deci, perioada cea mai grea pentru noi a fost perioada de la Gherla. Încolo, deși a fost foamete, cum ați auzit că se făcea, era la Gherla, așa și astea, fiind tânăr, eu n-am suferit așa, am fost și bolnav de plămâni, n-am suferit așa de foame să fac gesturi din astea, să mă repet la astea. Așa a fost felul meu. Timp de aproape 8 ani, banda Gavrilă a luptat cu forțele regimului, miliție, securitate sau chiar cu forțele armate. Ion Gavrilă Ogăranu a murit pe 1 mai 2006. Ion Gavrilă Ogăranu a trecut la Domnul acum 10 ani. În anii 90 a contribuit la edificarea unui monument, o cruce, în curtea mănăstirii Sâmbăta de Sus, într-o pomenire a tuturor luptătorilor din rezistența anticomunistă, care și-au jertfit tinereța, viața,
în lupta pentru demnitatea și libertatea neamului românesc. De atunci s-a instituit, pentru cei care doresc să-i pomenească și care doresc să-i comemoreze, o regulă ca în fiecare duminică de Sfântul Ilie sau imediat după Sfântul Ilie să ne strângem aici la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, la Mănăstirea Brâncoveanu, pentru a participa la această comemorare și în timp comemorarea, slujba de parastaz de la cruce s-a îmbogățit cu o serie de manifestări cultural-spirituale în care există, pe de o parte, mărturia celor care au participat la această luptă de rezistență, mărturia celor care au suferit în închisorile comuniste, dar există și considerații ale istoricilor, filme, alte tipuri de manifestări cultural-spirituale, pentru ca memoria acestor luptători să poată fi păstrată atât în inima și în sufletul făgărășenilor, cât și a tuturor românilor. Rezistența făgărășană, ca de altfel întreaga rezistență anticomunistă pe țară, lucru ce reiese din documentele de atunci, a avut trei caracteristici. Caracterul național, a fost o mișcare națională nu prin existența unui centru unic de comandă sau a unei personalități care să coaguleze diversele grupuri, ci caracterul național trebuie înțeles prin prisma structurii etnice, sociale și politice a membrilor, prin legăturile mai mult sau mai puțin efemere stabilite între diferitele grupări, prin scopul unic urmărit, înlăturarea comunismului. Eu nu angriez avansarea de cifre exagerat de mari, dar oricum numărul morților a fost de ordinul a zeci de mii, dacă ne gândim și la cei deportați atât în URSS cât și în Bărăgan sau strămutați prin alte locuri ale țării și, bineînțeles, cei care au murit în închisori și lagăre de exterminare. Vom mai găsi cu certitudine. Păcat că acei criminali au fost lăsați să moară liniștiți la casele lor, fără să-i deranjeze nimeni, timp de mai bine de 20 de ani. Astfel de acțiuni trebuiau întreprinse imediat după evenimentele din decembrie 89. Ei au beneficiat până la moarte de pensii nesimțite, că eu de la primul ministru Emil Boc am preluat doar cuvântul nesimțite, pensii nesimțite, salarii nesimțite, averi nesimțite, să vedeți ce o să le fac eu dacă ajung prim-ministru și n-a făcut nimic. Probabil și-a rotunjit și domnia sa averea. În rest, nimic, absolut nimic nu s-a făcut. În ceea ce privește rezistența anticomunistă, ne aflăm aici în unul din importantele leagăne ale rezistenței anticomuniste din România. Nu degeaba ne aflăm chiar în centrul României aici. Trebuie să știți că mi s-a cerut ca aceste slujbe religioase de pomenire, dar și de comemorare a eroilor neamului nostru să fie făcute la date diferite pe criterii și de etnii, de culte și mai ales de politici, mai ales subliniez de politici. Atât timp cât voi fi eu la conducerea FDPR-ului, acest lucru cu certitudine nu se va întâmpla, pentru că acolo, în fața morții, nu a existat decât o singură etnie, etnia luptătorilor anticomuniști, și n-a existat decât o singură politică. Acolo nu am fost pe partide politice. Rezistența anticomunistă din această țară trebuie să rămână un întreg, un tot unitar și nici de cum, precum vor unii, să o fărâmițeze pe criterii politice în principal. Nu se poate așa ceva. Să admitem din nou falsificarea istoriei recente a României, așa cum s-a petrecut după război, când unul harnic numit probabil de la Moscova a scris o falsă istorie a României. Este una destul de scurtă, dacă pot să spun așa, și care a avut loc doar prin curierii lui Gogu Puiu și curierii lui Ion Gavrilo Ogoranu,
care stabiliseră ca Gogu Puiu să strângă o anumită cotizație care să-i permită deplasarea către Munții Făgăraș, unde se urma să-l întâlnească pe Ion Gavrilo Ogoranu, și de acolo urma să plece în Germania, după ce organizau mai bine rezistența din Munții Făgăraș. Numai că această întâlnire n-a avut loc niciodată, pentru că Gogu Puiu, în ziua în care a primit cotizația, sau, uite că nu se știe exact dacă a primit sau n-a primit cotizația, cert e că aștepta acest lucru, a fost înconjurat de securitate la Cobadin. Acolo a avut loc o luptă între bunicul meu și trupele de securitate, în urma căreia bunicul meu a dispărut. Nu știu dacă a murit, nu știu dacă a fost prins de securitate, nu știu dacă a scăpat. Știu doar că din acel moment el a dispărut.